Aventura noastră de astăzi începe din oraș, nu? Pe unde mergem? Mergem pe Podul Roșu, suntem în băile Herculane. La și apoi Coronini, unde îmi fac yoghini spirală. Ce fac? Spirală. Aha. Yoghini? Yoghini, da. Eu, nu știam. Super tare, nu? Da. Ce e loc frumos. Și mergem pe vreun traseu, nu? Da, mergem pe un traseu. Asta e scurt, sper. Da, e mai scurt. Vasile? Asta sigur e scurt, da? A, cam așa. Asta e vila Băncii? Da. De ce îi se zice așa? Pe timpul a avut un principe și a pierdut-o la bancă. Da. Ce prost. Banca a luat-o. Dă-te așa că te calcă mașina. Apoi banca a luat-o, pe timpul comunismul stăteau oamenii de vază aici. Ai comunistilor, da? Da, da. Și uite-te că vreau să nu-ți băgă la primul 100 de metri. Doar ce-a început urcat. Da, da, suntem praf după cei 14 km de ieri, când am fost la grota lui Șerban Haiducu, Căcamașen Vasile Haiducu, care m-a mințit că e aproape încă două colțuri și uite așa au trecut 30-40 de colțuri. Și-am tot urcat și am tot înjurat pe cine? Pe Vasile. E ușor, dar noi suntem rupți de ieri. Noi suntem terminați. Fizic. Da, am o praf. Am o febră la picioare, știi? Rupem febra acum. Exact. Rupem febra. Ne rupem picioare, ce febră. Și urcăm, dar merită. Stați aproape să vedeți cât de super e acolo sus pe platoul Coronini. Am ajuns că pe aici se coboară acolo. Aici ești acolo unde știu eu traseul. Da. Pe aici. Arăt bine. Pe acolo se coboară. Și ajungi jos la izvoare în Herculane. Dacă ați văzut episodul de la trecută, alea sunt parasolarele de se vedeau de sus de acolo, de la mama dracu. Acolo, alea le vedeam. Zicea Vasile că suntem la nivelul lor și eram cu mult deasupra. Suntem la nivelul lor, nu? Ne uitam așa la ele, suntem la nivelul lor. Aici, vezi, în zona asta, cred că în martie, martie sau mai, nu știu, vin yoghinii. Tot platoul ăsta e plin de yoghini care fac spirale. Stau în cerc și fac meditație. Levitație? Meditație. A, meditație. Că nu levitează niciunul? Nu. Nu că n-aș vrea? Credeam că levitează, mă. Și prin zona asta sunt arabe cu mâncare de vegan. Aici de yoghini, să înțeleg. Da, da. O să fie super. În mai? Da. Ok, și pe mine, data viitoare când o să fie. Ia, arată acum unde am fost noi ieri. Așa, noi am fost ieri exact în vârf aici. Aici am fost noi ieri? Da. În vârful de acolo și de acolo ne uitam la platoul ăsta. Și crucea unde e? Crucea e exact aici, crucea. Deci noi am plecat de aici, aici de la cruce. Da. Și după am luat așa pe sus. Da. Noi am plecat de aici. Și am urcat așa până am ajuns acolo. Super tare. Să vadă lumea. Unde am fost noi? A? Cât am urcat? A? 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 Ce tare sunt? Bă, ăsta m-a mințit. Băule, nu mai râde. Vai de capul tău. Ai văzut ce traumatizat eram aseară. Da, da. Urca scările mai rău decât un moș de 95 de ani. Ce? Urcau scările cu mine, că nu mai puteam să le urc. Scările m-a aruncat după treaptă pe alta. E foarte frumos aici. Se vede și vârful unde am fost noi ieri. Acolo sus și ne uitam jos. Valea asta frumoasă. Dacă veniți aici la Herculane, băi, cred că e cel mai simplu traseu ăsta. De oriunde vreți să ajungeți pe platoul Coronini, ca să vedeți Troița de aici. Este super. Și cred că noaptea este și mai super, dar nu vă recomand noaptea să ajungeți aici cu mașină sau să fiți protejați. Eu am tupeu să merg aici, că e Vasile cu mine, nu credeți voi că vin eu singur. Vasile e omul munților, el știe ce face aici. Hai să mergem două mână. Și acum coborâm. De acolo e drumul.
Nu, nu. Pe acolo la panouri. Avem un curte acolo. Da. Pe acolo, pe, cred că. Da, pe acolo, pe jos. Pe alea, pe da, pe acolo, în stânga. Coborâm pe altă parte, ca să cuprindem o arie cât mai mare, așa. Eu înainte să fac chestiile astea, ca să știți, de un an de zile, nu, de 2 ani de zile, fac sală și bandă, să vedeam să fie și vreo 30 de kg. Așa se întâmplă, când stai mai te îngrași. Așa, ca să pot să fac treburile astea. Și credeți-mă, cu cei 10 km ai mei care îi făceam pe zi, ieri când m-a dus Vasile 6 sau 7 în urcare, mă încăca pe mine. După primii 2, cred că... Eram praf. Deci, banda n-are nicio treabă cu natura și cu realitatea. Cred că în natură și pe munte e mai cea mai bună sală. Nu? Aer, exact. Ce să mai, aer curat, oxigen, greutate la urcat. Mai bun de sată. Uite, pe aici vine apa și dacă e pe aici, ajungi în zone cu animale mai sălbăți. Asta e foișorul verde. Ăla care ți-am mătat la cruce, știi? Da, da. Da, da. De sus. De sus. Este pe o margine făcut din piatră. Când am venit în Herculan, ne primele pot aici, la urmă. Și acolo e parcul cu cazinou, nu? Da. Ăsta e cazinou Herculan, nu-i? Te iubim foarte mult, cu bun. Da, și cea mai dureroasă. Oricum, ăsta față de la de ieri e un traseu foarte ușor. E... chiar și coborârea e ușoară. Cine te-a pus? Cine te-a pus? Oare da. Lenea asta? Lenea asta, îmi presuși tu pe aici. Că era mai simplu. Ia, sărac om, pe-o luat-o. Wow! Da, mă, cum mai până jos, ești nebun. Ei, ei! E bun la căsut. Avem ceva, hai, avem de mult. La el fiți vorne, vreau să merg eu. Deci nu, noi mergem la muncă. Bun, mergi la muncă mâine. Da. Aia mâine. Mâine la ăsta, arată. Da. Aici mergem mâine. Acum mergem aici? Da, gata. Hai dușe, pe aici, pe acolo, da. Ești un mezeală, refocalizează telefonul. Niște știrile care nu contează. Și uite, au venit în 2007 și după au venit și în 2011. Vezi că a făcut săgeată. N-am mai scris încă o dată. Da. Și dacă mai vine o dată, mai scrie, știi? Mm-hmm. Așa trebuie să faci și noi. Hai! Am ajuns la civilizație. Am scăpat de traseu. Asta e. Asta e mega hotelul Roma, nu? Mai e mega hotel. E făcut pe timpul Ceaușescu. A fost comandat de către... De ce? Cine? De Ceaușescu. Da, el l-a comandat. Da, l-a comandat. Și cum l-a executat, imediat l-a făcut. Pac, 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 pac.
directorul era transpirat tot să meargă lucrările mai repede, să facă repede hotelul. La comandă se făcea asta. Când băta din palmă, trebuie să fie de aici până aici, gata, era gata, ca la fel era terminat. Și aici biserica catolică. Biserica catolică. Băi, frate, dar frumoase. Pe aici e intrarea și ajunge acolo? Nu, acolo e altceva. Asta e intrarea. Aici se încheie mica noastră călătorie de astăzi. V-am zis, mâine, nu mâine, mâine mergem noi. Dar episodul următor o să vedeți izvorul lui Munc. Nu știu dacă ați auzit, nu știu dacă asta, sau cine auzit știe. Ah, ia uite pe nenea cu fluierul. Deci aici e statuia lui Hercule. Și nenea cu fluierul e acolo. Hai să vedem. Deci fluierul care l-auzeam noi de sus de pe munte e aici, ia uite-l. S-a uitat urât la mine, aici că le-njur, cred că. Nu. Sper să nu se fi supărat pe noi. Cu respect. A apărut și la știri. Da? La PTV, da. Ah, deci e mai vedetă ca noi. Da, da. O mai vedetă, clar. Ok, vă pupăm pe data viitoare. Ciao.